Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă. Rețeta de astăzi se numește tocană de porc sapt cu găluște de cartof. Haideți să vă arăt ingredientele. Nu o să avem nevoie de multe ingrediente, ca de obicei. Avem aici jumătate kil de carne de porc. Bineînțeles, tăiată cuburi, uitați-vă aici, tăiată cuburi și condimentat, cuburi așa mai mari și condimentat. Carne de porc, jumătate de kil. Aici am 3 ardei mari, am una galbenă și 2 roșii, ardei gras gogoșar. Avem 2 cepe foarte mare, avem un praz micuț care eu am tăiat-o în 2. Și, bineînțeles, sare, piper și boia. Separat o să facem o găluște din făină, ou și cartof. Mie m-a rămas cartof pireu și nu vreau să arunc și fac din ea găluște. O să vedeți cum procedăm, vă arăt pe parcurs cum se face, vă arăt tot. Acum, prima dată, bineînțeles, luăm condimentele, punem deoparte. Eu am pregătit tot, deci am și curățat, am spălat tot. Deci nu rămâne decât să tocăm prazul, ceapa și ardeii. Atât. Restă te-i făcut. O să vedeți, am aici un praz mare care eu le-am spălat și am tăiat-o în 2. Și le tăiem așa... Nu foarte subțiri, dar nici foarte groase, așa cam de jumătate de deget, nu e un centimetru, aproape. Ce mai gros, hai să zicem un centimetru, așa grosime, ca să nu se împrăștie, să rămână mai, să se simte în ea, asta am vrut să vă spun. Deci să se simte că are praz. O să vedeți cum procedăm, asta marginea o arunc. Tăiem prazul prima dată, ceapa, ardeii și după aia merem la ragaz și vă arăt cum procedăm. Deci o să fie un ca un fel de carne cu sos. Sos de legume. O să vedeți, e foarte bună mâncarea asta. Noi o făceam foarte des acasă, o facem și în zi de astăzi. Când ne place, e foarte simplu și foarte gustos. Nu trebuie ceapa tăiat foarte mărunt, o să tăiem mai mari, că cum v-am spus, trebuie să se simte, să se vadă în ea, uitați, așa le tăiem, ați văzut? Deci cuburi mari, nu sunt foarte mici, că aș putea să o fac mică de tot, dar nu vreau eu, eu vreau să fie cuburi mai mari. Mami le tăia peștișor, le tăia, dar eu acum n-am chef să le mai tai așa, dar le tăiem cuburi mari. Și uitați că suntem gata cu ceapa, cu prazul. Ați văzut că am gătat în câteva secunde și acum uitați ce ardei fain am. Din aia gogoșar, roșii, ăsta e de grădină, din aia de... din piață, bio, foarte fain și am aici foarte mult, că am vrut eu să fie mult și le tăiem așa bucăți mai mari, felii așa. Acum, cât doriți dumneavoastră să o faceți? Acum, nici exagerat de mare, dar nici nu le tocăm așa mărunt ca la ciorbă, că nu facem ciorbă. Felii mai așa, nici mari, nici mici, foarte... Așa, mai văzut. Și să vedeți ce mâncărică bună facem și doar să vede din câteva ingrediente, să vedeți ce mâncare bună o să iasă și gustoasă, care puteți să faceți oricând și foarte repede și vă garantez că e și foarte bun. Vă garantez eu că e foarte bun. Cu siguranță, dacă o să încercați să faceți exact așa cum fac eu, o să vă placă cu siguranță. Nu
există să nu vă placă. Și vă arăt imediat că am acolo un ardei din aia portocaliu, dragii mei. Atâta îmi place culoarea aia, Doamne, că când le văd așa faine, nu știu, eu am ceva cu culorile, mie îmi plac să mâncarea să aibă și culoare, și gust, și culoare, și mai ales când am așa colorați. Foarte mult îmi place. Uitați ce ardei din astea gras avem. E gogoșar, dar așa e culoarea, portocaliu. Doar știți că mai este, dar e scumpă. Dar asta e de la țărani, l-am cumpărat din piață, să știți. Nu e din magazin. Că știu că este la marketuri, îmi pungi așa trei culori, am văzut și eu. Dar astea sunt cumpărați exact de la țărani, din grădina lor, de la piață, pot să spun, nu din magazin. Vă spun și eu bună ziua, eu filmez pe Mori, vă doresc o zi frumoasă, plină de bucurii. Da, vă salută și Mihai, normal. Știți că noi ținem foarte mult la voi și atunci e normal să vă salută și el. Dragii mei, am pus o cratiță pe foc cu un pic de ulei. Și bineînțeles, uleiul sărea, probabil a avut apă și trebuia repede să pun carnea să nu mă stropească. Și am băgat carnea în ulei și acum lăsăm, o lăsam mie și focul mai încet. O să lăsăm un pic să se prăjească carnea. Hai, o fi avut un pic de apă și de-aia o sărit uleiul. S-am pus foc la foc și când s-a încălzit uleiul, a început să-mi puște. Așa. Puște. Dragii mei. Deci, și pe asta. Așa am zis-o. Acum am zis, hai, să distrează. Și uitați așa. Să face, a văzut că se prăjește, am prăjim așa bine, să se facă bine carnea, care e gust mai bun. Eu totdeauna, dragii mei, v-am spus și vă repet, ca să știți, eu când pun carnea, v-am spus, când cumpăr carnea, o tai, o pregătesc pentru ce mă trebă mie. De exemplu, mă trebă la tocăriță, le tai cubul, îmi trebă la șnițel, le tai felii. Și le tai, le pun exact porția care ne trebuie, o condimente și le pun în pungă. Așa le pun în congelator. Și asta era condimentat, le-am gelat și acum gătim cu ea mâncare. Așa că n-am pus pe ea condiment, pe gust. Uitați ce fain să prăjește, să vedeți ce mâncare bună, bună, bună facem. Asta e mâncarea mea preferată, dacă m-ați și întrebat și vă și răspund acum ne întrebat. Deci mâncarea asta mi-o place cel mai mult. Deci prăjim carnea și după ce am prăjit carnea, acum nu de tot să fie gata să putem mânca. Să nu fie crudă, să fie un pic de crustă, să se prăjească, cum e acum, vedeți? Acum eu aici, ați văzut, eu am tocat prazul, ceapa și ardeii, dar am tocat-o mai mari, deci n-am tocat-o mărunt ca la ciorbă, am tocat-o felii mai mari. Și acum punem peste cărniță. Nici nu mai vine în ea nimica, afară de condimente, dragii mei. Și acum, bineînțeles, să amestecăm, uitați, și o să condimentăm. Da, arată foarte, foarte, foarte bine, miroase deja bine.
Lăsați să fie gata, să o condimentez, să vedeți când îi fierb ce bine arată. Și bineînțeles, acum vin cu condimentele. Vă spun ce punem pe ea. Le desfac aici. Le pregătesc. Mai vreau și tine. Să știți că e Mihai răcit, totușește. Haidea să vă arăt ce punem pe ea. Punem așa. Punem un pic de timen, timen bobe, deci nu-i măcinat. Punem boia, uitați, o lingură așa de boia. Punem un pic de piper, așa. Și sare, bineînțeles, sarea nu trebuie să lipsească din nicio mâncare, așa, o linguriță. Dacă o să mai trebuiască, cumva, da, asta e porția noastră, asta e măsura noastră. Deci, cine dorește, v-am spus, dumneavoastră faceți după gustul dumneavoastră. Așa că eu am pus cât am crezut eu, dacă mai trebuie cumva, eu mai pun un pic, dacă trebuie. Și acum, după ce am pus toate condimentele, amestecăm, uitați, așa. Nu pui apă, nimic, nici capac. Da, da, ai răbdare. De ce te grăbești ca fata mare la măritat? Mai lăsăm un pic să se distruie. Acum mă duc să aduc, că nu putem lăsa chiar fără apă. O să vedeți cât apă vine. Deci, după cum vedeți, ea se dinstuie, vedeți? Uitați, deja legumele se moaie, uitați ce fain se face. Și acum, v-am spus că vă arăt, punem un pic de apă, am pus în blid unde am avut carnea, un pic de apă, uitați, cam un păhăruț, 150 de ml de apă, atâta, să nu deie peste ca să notă în apă, numai atâta să aibă apă sub ea ca să nu cumva să se arde. Și dați focul la încet, puneți un capac și lăsați, eu zic că vă 40 de minute, 45, oh, poate trebuie, da, trebuie să se fiarbă bine, să se topească în gură carnea. Și puneți un capac și dăm focul la încet și la foc încet lăsăm vă 40 de minute să fiarbă. Bineînțeles, o mai amestecăm, ne uităm la ea să nu se arde. Dacă cumva tare scade apa și nu s-o fierb carnea, mai adăugați un pic de apă, dar puțin, un deget, nu mai mult, să fie apă, zamă. Dragii mei, după cum v-am spus, deci facem cărnița aia cu sap și lângă ea facem găluște de cartof. Nu v-am arătat niciodată, dar acum vă arăt cum fac eu găluștile de cartof. Asta se poate face în multe feluri, dar eu vă arăt varianta mea, aia simplă. Așa că eu v-am spus, mie m-a rămas cartof pireu. Nu-i mult, dar nici puțin. Nu-i. N-am aruncat-o, că am zis că e bună și e păcat să o arunc. Și atunci, bineînțeles, să fac ceva cu ea. Și atunci să vedeți ce facem. Deci e cartof, fier topșit, cum zicem noi, și să vedeți cum facem. Deci, mie m-a rămas atâta, am pus-o în frigider și acum, cum v-am spus, le folosesc. Am pus cartofii, aici avem o 150-200 maxim de grame de cartofi. Bineînțeles, punem peste ea, e sărată, dar mai punem un pic de sare, că dacă punem și făină și ăsta, o să mai iei din. Știți că noi nu mâncăm foarte sărat. Punem un pic de sare, uitați, avem un ou, punem un ou peste cartofi, așa. Amestecăm.
Deci amestecăm cartofii cu sarea și cou. Și acum, după ce am amestecat bine ou, cartofii, punem făină. Eu am dus aici mizerie. Am rupt ca să pot să vă arăt vouă cam cât făină punem. Deci la 200 de grame de cartofi. Una, două, patru linguri, nu merg mai mult. Trei. Și o să mai punem să vedem cum e aluatul. Deci am pus trei linguri cu vârf de făină în cartofii ăștia. Amestecăm foarte, foarte bine. Așa. Uitați ce bine se amestecă, vedeți? Așa tare trebuie să fie. Da, da, da. Mai pun una. V-am spus că vă patru linguri, am știut după ăsta. Și mai punem una. Deci patru linguri la 200 de grame de cartof topșit. Pireu, am pus 4 linguri cu vârf de făină. Deci asta pune și dumneavoastră tot așa, că n-am cântărit. Acum nu știu să vă spun exact gramajul, puneți cu lingura ca să știți. Dar bineînțeles, voi probabil, eu fac, nu fac mult, fac puțin. Faceți cantitate mai mare, dublați. Deci vă arăt exact cât, cum trebuie să fie aluatul. Deci un aluat foarte pufos o să fie, o să vedeți imediat, numai că încă n-am amestecat foarte bine. Mai are un pic de făină jos. Vreau să amestec, să vedeți ce aluat fain să face din ea. Și să vedeți când se fierbe cât e de gustoasă, de nu e adevărat. Și bineînțeles, o să vă arăt cum rup eu găluștile astea. Se poate rupe în multe forme, feluri. Acum fiecare după preferință. Eu așa mi s-o obișnuit, eu așa o să fac. O să vă arăt imediat. Deci așa trebuie să arată compoziția. Vedeți? Deci să nu fie foarte tare, dar nici moale. Ca aia de la găluște, un pic mai tare. Uitați! Și, bineînțeles, o să mai iau o lingură și vă arăt cum formăm găluștile. Eu o să le fac un pic mai mare, că nouă așa ne place. Voi puteți să o faceți mai micuțe. Eu o fac un pic mai mare. După cum vedeți, apa fierbe, am pus apă și punem un pic de sare în apă, că nu se fierbe fără sare. Uitați, așa, o linguriță de sare, punem în apă, apa fierbe. Și acum, ați văzut, am preparat găluștile, am udat, udăm lingura în apă, luăm aluatul de aici, cam așa, v-am spus că eu le fac mare. Uitați așa și le rupem în apă, așa. Voi, dacă vreți, dragii mei, faceți-o mai mică, mai mare, cum o doriți, ce formă doriți. Eu, mie așa îmi plac, mai un pic mai mare. Și încet, încet le rupem așa și le punem la fiert. Am dat focul mai încet, că s-a oprit fierberea. Și v-am spus că să udați lingura, să nu se lipească de lingură. Vedeți? Dacă udați lingura, nu se lipește. Deci așa o rupe. Jumătate de lingură. Mie, asta e, nu știu, măsura mea. Să știți că așa fac. Trebuie udat, că dacă nu uz lingura, se lipește. Nu o să iasă toți la fel, poate unul o fi mai mare, unul mai mic, dar știți cum e acum. Nu le măsurăm, nu le facem la milimetru, aproximativ. Eu și astea se pun în cartofi, în cazgata, în cartofi. În carne aia, cazgata. Da, nu în carne, deci o să vezi. Deci o să strecurăm, o să
scoatem în ceva și după ce ofer cartofi, punem găluștile în farfurie și punem lângă ea carne cu sos. Deci asta e ca garnitură, asta e loc de cartofi. Durează, că vedeți că asta trebuie rupt așa câte una și atunci normal că îți ia timp. Eu dacă era așa luat, eu întindeam pe tocător cu zicitoarea și îl tăiam pătrățele. Pop, pop, pop. Da, pătrățele. Da, da. Se poate face și pe tablă, dar aia se face alt aluat, deci mai svârtos, asta nu e așa svârtos. Și asta merge. Cred că da, cred că nu. Ce tot vorbești? Poate da, poate nu. Da, ca vulpița. Deci nu mai avem mult, dragii mei, imediat suntem gata. Maria mea, draga mea, e pe drum. Plecat. Suntem, mai am aici o lingură, două, acum le adun de aia sau de așa, că le adun după blid. Și gata. Gata. Și acum amestecăm. Lăsăm până se ridică la suprafață și o să străculăm. Dragii mei, după cum vedeți, uitați aici, am fiert găluștele, am străcurat de apă, acum punem un strop așa de ulei. Oricum nu se lipește, dar punem ulei că are gust mai bun și nu se lipește. Și am tocat un pic de mărar, am avut tocat, are și, dar n-are nimic, are un pic de morcov, că eu asta am avut tocat de ieri. Și uitați, amestecăm așa. Și așa arată găluștele de cartofi. Vreau să scot una aici, uitați, așa. Să gustăm. O trag mai încoace și vreau să vi-l tai. Eu pun pe tocător, așa. Și aici eu vi-l tai să vedeți cum arată înăuntru. Uitați-vă aici. Așa arată înăuntru. Ce faci, Mihai? Le-am pus Mihai peste ea. Și cum bine vedeți, uitați, nu se lipesc. E super bun. Foarte bun. Deci are un gust așa de faină și cum pui un pic de ulei, un pic de mărar, acum schimbă gustul. Mihai nu rezistă, vrea să gustă. Deci se poate mânca gol, fără nimic. Dar când vine carnea aia lângă și sosul, se vede ce bunătate, dragii mei. Încercați, că n-aveți ce pierde, numai de câștigat. Vă spun sincer. Cu mult mai bun ca găluștile de făină. Cu mult! Deci gândiți-vă, e numai cartofi, făină și ou. Altceva nu are de ea. Dar e extraordinar de bun și de gustos. Da, puteți să pui puțin piper. E condimentat, Mihai, crocărița. Imediat o să prezentăm în farfurie. V-am arătat găluștile. Așa arată. E foarte fain. O să gătăm tocănița, că încă mai fierbe și punem în farfurie și vă arătăm cum îi. Acesta e finalul la farfurie. Dragii mei, uitați-vă aici, filmează, te rog, aici, să vedeți ce bine arată carnea cu sosul și cu legumele. Extraordinar, de sosul e gros. Legumele, vedeți că nu s-au împrăștiat, nu s-au făcut pastă. Uitați să vede că asta era și ideea să rămână cât de bine fiert, dar să rămână întregi.
și foarte gustos. Eu zic că vă place mâncarea ce am făcut. Este foarte gustos. Asta v-am spus, e mâncarea mea preferată. Nu mai pun verdeață peste, că n-are rost. Deci e foarte, foarte, foarte bun. Foarte gustos, foarte sățios. Încercați că nu pierdeți nimic. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine și vă doresc poftă bună și vă rog să încercați rețeta, că nu o să vă pare rău. Eu vă iau la revedere și vă spun poftă bună! La revedere, dragilor!